adolescență am auzit-o pe maică-mea spunându-le prietenilor ei: vai tu, asta dacă mai crește, să face fotomodelă. Normal că nu am mai crescut. La fiecare reuniune familială, duminicală, bunicul meu foarte în vârstă chicotea: cine-i puica aia blondă? Și mă ciupea, nu întotdeauna, de obraz. Când eram blondă, încă de la prima întâlnire, bărbații aveau la ei cel puțin un prezervativ. Acum trebuie să am eu un prezervativ. Asta mă enervează. Am vrut să mă fac blondă din nou, dar coafeza mi-a zis: mai dragă, nu se poate. Lasă-l să crească sau te tund cheală. Ei, ce-i pasă? E blondă. Cum să mă tund cheală? Îmi imaginez bărbații zicând: mamă, ce blondă. Sau chiar, după caz, bruneta aia nu e rea. Dar nu-mi imaginez zicând: mamă, ce cheală. Ce cheală bună. Când eram blondă, lucrurile mergeau ca unse încă de la prima întâlnire. Bună, păpușe! Bună! El continua: da? E om de afaceri, tratează cu niște tipi din Malta! Oh, wow! A avut nuntă, frate, su unul ne-a dat sub 5 meleoane. Da! Îmi place pizza, sigur. Auva! Da? A avut o prietenă, le-a lăsat curva, deși a ținut-o cam puf. Da? Crezi? Zice că ce ochi drăguți am, fac toți banii pe bune. Ah, ok. Mă poate conduce acasă. Ok. Poate urca. Mi-a plăcut. Știți care e diferența dintre o blondă și o brunetă? Absolut niciuna. Pot să vă spun. Și totuși, acum bărbații nu mă mai abordează cu una, cu două, cu bună, păpușe. Acum sunt o brunetă. Deci focoasă și hotărâtă. Bruneta Cosmo. Bruneta Cosmo merge direct la bărbatul pe care îl vede singur la o masă într-un bar și spune: bună, trebuie să discutăm. Trebuie să discutăm despre sex. Din moment ce oricum vom ajunge în pat, nu? Sunt sexuală, bisexuală, trisexuală, multisexuală. Mai mult ca sigur că și pentru tine, ca și pentru toți ceilalți bărbați de bun simț, importantă e plăcerea pe care îi oferi partenerei, nu? Și pentru mine tot plăcerea mea e importantă, așa că am să spun de la început tot ce nu suport să mi se facă. Bine! Odată ajungi la tine acasă, nu da drumul la televizor. Dacă asta voiam, stăteam la mine acasă. Dacă nu reușești din prima mișcare să-mi sfârși bluza, n-are rost să mai insiști. Și nu sări brusc să mă muști de sfârcuri, fiindcă așa ai citit tu undeva că le place femeilor. Nu le place. Dacă vrei să mă exciți, cât de cât, tai-ți unghiile de la mâna dreaptă. Când vei încerca un amărât de sex oral, nu exagera cu mușcăturile, dacă nu vrei să primești un genunchi în gură. Când pentru a mă revanșa îți voi face eu ție aceeași figură, nu prelua tu conducerea mișcării capului meu, dacă nu vrei să vezi cum mă sufoc sau cum vomit. Dacă... dacă ești la început și, după cum te văd, cam ești,
nu exersa în fața mea punerea și repunerea prezervativului. Nu mila trebuie să mă stârnești. După ce te-ai urcat pe mine, hi-ha! Și după cele 3 minute tradiționale, nu începe să înjuri de ciudă că ai terminat prea repede. Știu că asta nu ți s-a mai întâmplat niciodată. Și ai decența să nu mă întrebi? Nu, fă plăcut! Iubesc bărbații. Îi iubesc, îi respect și îi admir. Deși recunosc că nu înțeleg. Pentru mine toți bărbații sunt ca niște sfinci. Cred că există bărbați minunați. Am văzut filme cu bărbați teribili, citesc cărți cu bărbați puternici, văd reclame cu niște bărbați de aur. Cred că există bărbați minunați și la noi în țară. Puțini, câțiva, vreo 2-3 tot trebuie să fie. Prima lecție despre bărbați am aflat-o de la mama mea. Aveam 6 ani. Lecția conținea în esență următoarele subpuncte. Dragul mami, ai grijă că toți bărbații sunt niște porci. Toți. Toți. Și tăticu. Și tăticu. Nici nu-ți imaginezi cât am înghițit eu de la tăticu. Înghițit. Dragul mami, ai grijă că toți bărbații vor un singur lucru. Să pună mâna pe tine, să râdă de tine, să te necinstească, să te batjocorească, să-și facă mendrele cu tine și să se culce cu tine. Și tăticu. Tăticu, nu! Dragul mami, bărbatul trebuie prins în taina căsniciei sau barem într-o relație stabilă. Trebuie să faci totul ca să pui mâna pe el. Asta nu înțelegeam nici cum. Cum adică să nu-l las să pună mâna pe mine ca să pun eu mâna pe el? Dragul mami, ai grijă că poți să rămâi gravidă din temirce. Și te trezești că ai rămas de căruță. Noi n-avem căruță. De fiecare dată când citesc prospectul unor anticoncepționale, am senzația că a fost scris de mama mea. Poate produce vărsături, dureri de cap, dureri de stomac, dureri de ficat, de intestine, amenoree, diaree, hemoragie, alergie, creșteri bruște în greutate și nu garantează evitarea sarcinii. Pentru garantarea evitării sarcinii se recomandă evitarea contactului sexual.